De exemplu, eu când mă duc live prin saloane și mă întâlnesc cu stiliștii, eu comunic. Eu live, față în față, când omul mă compară cum sunt pe internet, cum sunt față în față, se păcălește amarnic. Dar asta rămâne de văzut. Ce rol are internetul din punctul meu de vedere, din percepția mea, nu are cum să aibă același rol internetul dintr-un alt punct de vedere, din percepția altuia. Cum văd eu internetul fur de timp, energie și vieți, nu are cum să fie din alt punct de vedere, din percepția altuia. Adică eu pe internet e un fel de... Nu. Mă deschid niciodată pe internet. Deci eu sunt live față în față cu omul, trebuie să mă deschid, că trebuie să vadă omul exact cine sunt și să comunic deschis. Și prefer varianta față în față. Mergând prin saloane față în față, am descoperit această problemă pe care mi-a semnalat-o cu mult timp în urmă, cu câteva luni bune în urmă, o tipă care e consilier de imagine. Și mi-a semnalat-o, eu n-am crezut atunci, dar când am intrat un pic, cam se adeverește cu ce a zis ea. Așa că, dacă există problema asta și în județul vostru, încercați să bifați, cum se numește, o piață virgin pe treaba asta. Adică voi puteți, prin comunicare, prin că sunteți pregătiți și așa mai departe, să aplicați ceea ce ați învățat la cursuri, ceea ce ați învățat la colecții, să aplicați.